născut la Iași, în urmă cu 21 de ani, mutat la Centrul Olimpic de Sabie de la Brașov și legitimat în prezent la Clubul Steaua București, Alexandru Zmău este unul dintre cei mai talentați tineri sabreri ai României. Dublu medaliat cu argint european de tineret anul acesta la Budapesta, Alexandru muncește zilnic pentru visele sale într-un sport în care știe că așteptările tuturor sunt mari la fiecare competiție. Alex, ești dublu vicecampion european de tineret la sabie. Ce înseamnă pentru tine acest lucru? Înseamnă că munca noastră a dat roade din tot acest an și că avem o șansă să luăm cât mai multe medalii la următoarele competiții. Cum se simte un sabrer când urcă pe podium? Se simte mândru că își reprezintă țara și își dorește să o facă mândră și să ia medalii cât mai multe pentru România. Care medalie e mai prețioasă pentru tine? Cea de la individuală sau cea câștigată cu echipa? Pentru mine mai mult m-a făcut să mă bucur mai mult cea de la individual, pentru că este prima medalie la un campionat european pentru mine, mai ales la individual, că la echipe am mai avut și anul trecut și acum 4 ani. După ce a practicat fotbal, tir cu arcul și înot, sportivul Stelei a ajuns la scrimă datorită fratelui său și nu regretă deloc alegerea făcută. Pentru mine înseamnă disciplină, foarte multă disciplină, viteză, să fii concentrat 100% la fiecare tușă. E foarte asemănător cu boxul, dar nu este tot sport de contact, doar că este tot la fel pe momente de milisecundă. Cred că pentru un rezultat foarte bun sau pentru o carieră foarte bună, 99% este munca și 1% este talent. La Centrul Olimpic, dar și la Steaua, Alexandru se pregătește în cea mai mare parte cu Marius Gălățanu, un antrenor care știe să șlefuiască tinerele talente. E un băiat bun, serios, își dorește mult, mai avem de muncă, dar speranțele sunt mari. Prin Alexandru, Steaua mai are câțiva sabreri de viitor în lotul național. Ce poți să spui despre ei? Mult mai avem pe Matei Cădu, la fel, care el este deja în prima echipă, a reușit să prindă prima echipă. Vin din spate doi juniori, frații Dacian, Micnea și Enache. Așa, și încercăm să construim o echipă frumoasă la Clubul Steaua. Între două antrenamente în Poiana Brașov, tânărul sabrer își face timp și pentru pasiunile sale, dar și pentru a studia la Facultatea de Drept. De mic mi-a plăcut chestia cu legile, cu dreptatea, cu cine are dreptate, cine nu, și tatăl meu a fost în jandarmerie și cred că de aici, și fratele meu la fel este în poliție și sigur de aici a venit pasiunea asta sau plăcerea asta pentru legi și pentru dreptate.